Bine v-am găsit. Am uitat de... Bine v-am găsit la un nou daily, la un nou vlog pe care îl începem la ora destul de târzie față de obicei. Deja este undeva la ora 5-6. Am venit mai de dimineață la mătușa mea, bine înțeles, pentru a nu prelungi prea mult montarea mobilei. Adică pentru a nu îndesi atât de mult montaj cu montarea mobilei, prea mult montaj în aceste propoziții, dar asta este. Am montat deja un alt Billy, da, tot Billy, cam neinventiv băieții de la... n-o să zic. oricum, Billy. Din nou Billy, un Billy mai vertical și un alt Billy, bine înțeles. V-ați prins Billy, bineînțeles. Ok, un alt Billy mai orizontal, așa. Sau Billy mai gălbui versus Billy mai alb. O grămadă de Billy, bineînțeles, dar nu despre Billy este vorba aici. Este vorba despre faptul că vreau să termin de montat și aceste 3 cutii. Probabil că este ceva pe ce va sta televizorul. Am dedus asta pentru că văd aici ieșirea pentru TV. Oricum, în fine, totul este aproape gata. Vreau să termin încă astea 3 cutii, iar după să facem ceva tare. Vom face din nou un car vlog pentru că voi merge spre casă. Și partea foarte tare este că, acum fiind mai târziu, după ora 8, în general, cerul devine foarte roz vara, așa că acum vom prinde un cer foarte roz și foarte bun pentru a filma. Nu mai este lumina aia de dimineață foarte tare, foarte albă. Este o lumină mai caldă și va ieși un car vlog, zic eu, mai frumos. Așa că haideți să trecem la treabă. Și eu demonta mobila, cam așa este afară, așa că urmează un car vlog foarte, foarte, foarte frumos. Haideți să vă arăt și mobila pe care am montat. Așa arată mobila pe care am montat-o, acolo va sta televizorul cel mai probabil, pentru că avem și ieșirea pentru TV, așa că ne vom pregăti să plecăm, ne facem ghiozdănelul, cum s-ar spune, ne punem toate sculele în geantă și ne luăm tălpășița de aici pentru că vremea își dorește și ea să fie filmată din fiul unui minunat YouTuber într-o minunată mașină cu minunat GoPro, așa că haideți să nu mai stăm la nicio vorbă și să ne teleportăm direct în mașină. My life, I want money and power, respect my mind, or die from this shot.
All my life I want money and power. Make my mind know a nigga, it's go time. I roll the dough with a lit grind and I run it home with a Bhutan. That's a relay race with a bouquet. They can't go very mine. Biatch, no way, biatch, no way, biatch, no way, biatch. Tocmai ce am ajuns și eu acasă, sper că v-a plăcut car vlogul, chiar dacă nu am vorbit în el, am lăsat sunetul mașinii să vorbească în locul meu, să spunem așa. Eu acum mai trebuie să rezolv niște probleme prin oraș, dar vlogul se termină aici, prin a vă mulțumi că m-ați urmărit și prin a vă spune să apreciați acest video, să vedem la câte like-uri poate să ajungă un car vlog, pentru că a fost mai mult car vlog decât vlog astăzi, să spunem așa. O să aștept eventual subiecte de la voi, pentru că nu așa vor fi în general car vlogurile, vor fi cu mine și mașina, dar vorbind despre un subiect. Înainte de a-mi spune eu părerea, vreau să văd și ce vreți voi să auziți într-un car vlog, așa că puteți să-mi lăsați exact ce ați vrea să vorbesc, chiar eu o să vorbesc despre chestia asta. V-am pupat, sunteți geniali, să nu uitați chestia asta niciodată, urmați-vă visele. V-am pupat dulce, dulce și noi ne revedem peste o zi. Dar înainte de asta nu uitați să vă abonați, să facem și noi 20.000 aiciuca. V-am pupat, sunteți tari și ne vedem în curând. Pa!